Bună seara, sunt Tatiana Andrieș și așa cum am promis ieri, astăzi, în această seară, voi lucra pentru dumneavoastră această floare, mimoza. Va fi un tutorial pentru doamnele începătoare. Veți vedea că este foarte ușor de realizat. Și poate fi un frumos cadou pentru 1 martie, pentru 8 martie, chiar și pentru dragobete, de ce nu? În această seară vă voi arăta modul în care realizăm aceste flori. Nu voi folosi croșetul. Veți vedea că există și o altă modalitate de a lucra. Pentru a face aceste flori vom avea nevoie în primul și în primul rând de fir. Eu am folosit firul acrilic pentru că este mai gros. Dacă aveți un fir mai subțire, apoi vă voi explica modul în care puteți lucra. Apoi vom avea nevoie, bineînțeles, de foarfece, vom avea nevoie de brichetă, vom avea nevoie de lipiciul lichid, vom avea nevoie de pamblică albă. Eu am folosit pamblica cu lățimea de 2 cm și jumătate. Cine dispune pentru a îmbrăca codițele florilor de această pamblică adezivă, o poate folosi. Dacă nu, puteți folosi firul de culoare verde. Apoi vom avea nevoie de acest tip de fir subțire. Vom avea nevoie de un fir un pic mai gros, cu lungimea după care dorim să realizăm floarea, mimoza, și nu în ultimul rând, eu am folosit aici ca decor o inimioară pe care am cumpărat-o din magazin. Dacă nu aveți așa ceva, puteți să puneți o floricică, o buburuză, ceva ce vă place dumneavoastră. Și apoi, instrumentul de bază cu care vom lucra în seara aceasta, o furculiță, o banală furculiță. Pentru a lucra fiecare bobocel al mimozei, vom lua furculița. Eu sper foarte mult să vedeți ceea ce realizez. Voi apleca camera în jos. Așa. Dar în primul și în primul rând îmi voi pregăti o bucată de fir în jur de 15-20 de centimetri din acest fir subțire. Și apoi veți vedea de ce avem nevoie de acest fir. Eu voi tăia două bucăți pentru că voi face doi boboci. Așa, în acest fel veți observa mai bine modul în care se lucrează. Și așa cum vă spuneam, haideți să începem. Deci, iau furculița și voi pune firul aici, pe furculiță. Și apoi, fiind un fir mai gros, eu îl voi înfășura în jur de 20 de ori în jurul furculiței. Dacă folosiți un fir mai subțire, veți pune firul de 25 de ori pe furculiță. Deci 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 20. Acum voi lua firul subțire pe care vi l-am prezentat, îl voi introduce exact la mijloc între dinții furculiței,
Mă voi întoarce aici pe dos și voi răsuci firul metalic. După ce l-am fixat un pic, voi scurta firul galben și voi scoate de pe furculiță această primă parte. Acum, din nou, voi ține strâns și voi răsuci foarte bine firul metalic, în felul acesta. Astfel creăm și piciorușul fiecărui bobocel. Voi face pentru a doua oară aceeași mișcare, astfel încât dumneavoastră să puteți observa. Deci am luat furculița, am pus firul aici și am rotit de 20 de ori. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 17, 18, 19, 20, 20. Apoi, în mijlocul dinților furculiței, am introdus firul metalic cel mai subțire. M-am întors pe dos, în felul acesta. Voi strânge firul metalic. Scurtez firul. Voi scoate de pe furculiță și acum o voi da deoparte pentru că nu vom mai avea nevoie de ea și voi continua să strâng în felul acesta. După ce am făcut această operațiune, vă rog, dacă auziți zgomote suspecte pe fundal, să știți că este doamna pentru care lucrez, care deja doarme. Și de obicei ea sporăie. Acum vom forma bobocelul propriu-zis. Cu foarfecul voi tăia încet, de jur împrejur. De aceea am pus și această cutie de dedesubt. Am ales să fac aici acest tutorial pentru că am mai mult spațiu disponibil și decât în camera mea. Și a trebuit să pun camera într-un alt mod. Biroul meu este mic, acolo unde eu lucrez și nu aveam spațiu suficient. Și deci vom tăia așa de jur împrejur, în felul acesta. Vedeți? Și apoi voi începe să aranjez, să dau formă acestui bobocel. Voi tăia de unde mi se pare că este nevoie. Dacă rămân fire care nu sunt tăiate încă, le veți tăia încet pe parcurs, în felul acesta, vedeți? Că este posibil să rămână câte un fir netăiat. Și în felul acesta dăm formă acestui bobocel care va forma ramul cu mimoza. Nu este nimic greu, este foarte ușor. De aceea am spus că mă adresez doamnelor începătoare și până când vom ajunge să lucrăm și mimoza croșetată, am spus să fac întâi acest tutorial. Vedeți ce am obținut? Acum voi tăia și pentru cea de-a doua floricică, pentru cel de-al doilea bobocel. Voi tăia de jur împrejur. Vă spun
Sper foarte mult că se vede ceea ce fac și dacă veți încerca, să vedeți că va fi foarte ușor. Adică cel puțin mie mi se pare ușor. Și apoi rezultatul este, din nou, așa cum spun întotdeauna, este ceva frumos și ne poate aduce satisfacție pentru că este ceva lucrat de mâna noastră. Acesta este cel mai important. Și este ceva mai deosebit. Deci unde mai sunt fire netăiate, voi intra încet cu foarfecul și le voi tăia, pentru că în felul acesta dăm forma pe care o dorim. Așa. V-am spus că doamna mea deja sforăie. Eu cer scuze zgomotelor de pe fundal. Dar cum vă spuneam, am fost nevoită să lucrez aici pentru că sus nu am spațiu suficient și nici lumina nu este atât de puternică. Așa. Deci am tuns bobocelul. În felul acesta. Aranjăm unde ni se pare ceva în plus. Și acum vom trece la partea a doua. Vom îmbrăca fiecare picioruș. Așa cum vă spuneam, cu această pamblică adezivă. În caz în care nu aveți pamblica adezivă, puteți foarte bine să îmbrăcați cu fir cu care croșetați. Un fir un pic mai gros. Voi pune în felul acesta. Știu că vi se va părea un pic mai dificil. Pentru că sunteți obișnuite să vedeți în alt mod tutorialele mele, dar cum vă spuneam, trebuia să prind de deasupra într-un mod în care să se vadă cât de cât ceea ce lucrez. Eu am mai filmat odată acest tutorial și nu mi-a plăcut ceea ce a ieșit, nu l-am încărcat sus. Pentru că, așa cum vă spuneam, cu camera în modul în care era aranjată prima, nu se vedea. Deci uitați-vă că am îmbrăcat și piciorușul acestei floricele, acestui bobocel. Și îl voi îmbrăca pe cel de-al doilea. Voi roti un pic așa, după care voi trage firul în sus, pâmblicuța propriu-zis, și apoi voi merge tot de jur împrejur. Voi răsuci bine și voi îmbrăca încet, încet întreg acest picioruș. Așa. Acum am ajuns la partea unde trebuie să formăm floarea propriu-zisă. Eu am deja pregătite alți bobocei. Am pregătit deja alte floricele, alți bobocei. Voi lua din nou acest fir care este un pic mai gros și voi începe să aranjez acești bobocei.
în felul acesta. Dacă doriți să faceți o floare care să fie pusă într-o vază, puteți porni cu 4 bobocei. Puneți de jur împrejur. Dacă îi veți pune într-o cutie, în modul sau în altceva, într-o punguță de celofan, de acele moderne sau într-un săculeț pentru cadouri, veți pune totul de jur împrejur. Eu voi pune doar pe partea din față pentru că floarea mea va fi pusă în această cutie. Deci, am pus aici pe firul metalic mai gros acești 3 bobocei. Și acum, din nou, cu același fir, pămblicuța, voi începe să-i fixez încet, încet pe această parte metalică, pe piciorușul mai gros. Și pe măsură ce voi coborâ în jos, voi pune alți bobocei. Mie îmi place foarte mult această floare. Este o floare delicată. Este o floare care, așa cum vă spuneam, și ea simbolizează venirea primăverii. Aici unde sunt eu, de fapt, este floarea care se face cadou doamnelor pentru 8 martie. Ana, mă scuzați un pic că zgomotele sunt prea puternice. Și cobor în jos din nou, aplicând alte floricele. Alți bobocei. Încercând să dăm o formă cât mai frumoasă, florii. Și din nou voi coborî cu pamblica adezivă. Dumneavoastră, cum vă spuneam, dacă folosiți firul, veți veni cu firul în jos. Ia uitați-vă, se prezintă frumos. Voi pune și aceste două floricele aici și voi continua să îmbrac, răsucind încet, să îmbrac această codiță, acest ram. Și voi veni în jos de acum, în mod simplu, răsucind. Important este să prindem bine florile, să nu părăsească tija metalică, care este mai groasă. Am ajuns la capăt. Am tăiat. Uitați-vă ceea ce am obținut. Acum eu voi scoate aceasta de aici. Aceasta este mai palidă pentru că am folosit o altă nuanță de galben. Voi îndoi un pic aici partea metalică, în felul acesta, pentru că vreau ca floarea mea să stea în cutie. Vedeți? Așa. Iar acum,
vom forma pomblicuța. Cine este înscris de mai mult timp pe canalul meu de YouTube a văzut modul în care am realizat pomblicuțele pentru pomul de Crăciun. Cam același procedeu îl voi folosi astăzi. Deci, cu pamblica albă de 2 cm și jumătate de lățime, voi măsura o lungime de 12 cm, începând de la capătul riglei. Și nu voi pune 12, voi pune 17. 17 cm. Acum voi tăia aici. Voi tăia o altă pâmblicuță, din nou voi pune de la capătul liniei și abia acum voi tăia 14 cm. Vedeți? 14. Îmi pare rău pentru zgomotele care se aud, dar nu am avut altă opțiune în seara aceasta. Iar acum voi tăia 12 cm. 12 aici. Știu că sunteți obișnuite să vedeți în alt mod tutorialele, însă, cum v-am spus, nu am spațiu suficient sus. Și acum voi lua rând pe rând pâmblicuța și cu bricheta voi sigila un pic țesutul, felul acesta, prima. A doua, cea de-a treia pâmblicuță, cea de 12 cm, deocamdată o lăsăm un pic deoparte. Vom lua pâmblicuța de 17 cm. O vom pune aici petrecută parte peste parte, cam de un deget, să spunem așa, un centimetru. Felul acesta și o vom pune exact la mijloc. Voi opri toate acestea cu această clamă. În felul acesta sunt sigură că nu-mi scapă și voi aranja așa cum trebuie fondița. Apoi voi lua cea de-a doua parte. Voi face din nou același procedeu, voi pune parte peste parte. Și din nou o voi aplica peste cealaltă fondiță. Vedeți? În felul acesta. Și voi prinde cu această agrafă. Puteți folosi un bol, puteți folosi o clamă de păr. Acum, aceasta este partea de 12 cm. O voi pune în două aici la capăt. Voi decupa în modul încât să ne iasă această formă. Voi sigila un pic și aici. Voi face și cea de-a doua parte. În același fel.
Poi sigila și aici un pic, să nu se desfacă, iar totul voi pune deasupra. Voi încerca să le pun în mod egal, să nu fie o parte mai lungă sau o parte mai scurtă. Și din nou, cu aceeași clamă, voi opri totul. În felul acesta am posibilitatea și să aranjez totul așa cum trebuie. Este un pic migălos în a lucra această pămblicuță. În rest, totul este foarte ușor. Acum voi lua din nou o bucățică din acest fir metalic subțire și voi lega pămblicuța. Voi scoate clama, voi pune firul și pe dos voi strânge, practic, spate, așa, în felul acesta. Presez un pic. Îi voi da o formă așa cum doresc. Voi scurta de aici partea metalică să nu mă deranjeze. Voi lua ramul de floare, mimoza. Pe dosul fondiței voi pune lipici lichid. Și apoi voi lipi pămblicuța aici, pe floricică, la baza florii. Voi ține un pic apăsat să se lipească. Se va lipi foarte repede, așa, iar acum, nu s-a lipit încă, cred că acum este gata, iar acum, așa cum vă spuneam, voi aplica această inimioară pe care eu am găsit-o întâmplător în magazin și voi pune lipici și pe spatele ei. Iar acum, după cum vedeți, avem fondița. Eu voi trage aceste două părți, le voi trage un pic în jos, în felul acesta, iar deasupra voi aplica inimioara. Voi ține totul presat. Astfel încât inimioara să se lipească de fondiță.
și după cum vedeți, deja în câteva minute, în jumătate de oră, am reușit să realizez această floare. Acum eu o voi pune aici în cutia, care va fi un frumos cadou. Aceasta este ceea ce am dorit să vă arăt în această seară. Vom face și mimoza croșetată. Dacă din întâmplare vedeți aceste tutoriale, dacă vă plac, vă rog foarte mult să dați un like lucrărilor mele, să distribuiți. Vreau să mulțumesc foarte mult doamnelor care s-au înscris pe canalul de YouTube, Tatiana Andrieș. Vreau să vă mulțumesc pentru comentariile și pentru aprecierile dumneavoastră. De asemenea, dacă din întâmplare vedeți aceste tutoriale, să știți că pe canalul de YouTube veți găsi tutoriale mai multe și pentru doamnele începătoare și pentru cele avansate. Vă rog foarte mult să dați un click pe butonul unde scrie înscrie-te și pe clopoțel care vă va anunța ori de câte ori eu încarc un nou tutorial. Deocamdată vă mulțumesc pentru atenție, vă doresc o seară frumoasă, o noapte plăcută tuturor, o noapte binecuvântată, multă sănătate atât dumneavoastră cât și familiilor dumneavoastră. Sunt Tatiana Andrieș, vă mulțumesc pentru atenție, iar noi ne vom revedea cât mai curând cu un nou tutorial. La revedere!